Derbiul etapei cu numărul 9 în Liga 4 a -a, la fotbal ce se domnește plung, a început perfect pentru echipa oaspete care a deschis corul în minutul 12 în urma unei execuții de generic a fundașului Claudiu Kirciu. <gătări> <Este, bă. gătări> Arosa s-a desprins pe tabelă după golul marcat de Mihai Costea și s-a impus la final scor 4 la 0. David Andrei și încă o dată Claudiu Chirciu au stabilit scorul final al partidei care consemnează a noua victorie consecutivă în acest sezon. Vă prezentăm rezultatele complete. Viitorul Rucăr, mușelul 2, Câmpul 1 la 5, Sola Grația Dragoslavele, Mușcelul Lerești 6 la 0, CSC Susen, Viitorul Bâr la 2 la 5, Speed Academy Pitești, Energia Stolnici 2 la 0, Victoria Buzoiești, Juventus Bascov 3 la 2, DLR Pitești, ACS Poiana Lacului 1 la 1, ACS Costești, CS Mioven 2. 5 la 0, ACS Bălilești Internațional Valeiașului 0 la 9 și CS Domnești Aro Câmpulung 0 la 4. Locul întâi este ocupat în continuare de Aru pulung urmată de Speed Academy Pitești, ambele cu maximum de puncte, câte 27 departajate de Golaveraj, iar internațional Valeiașului este pe locul 3, 19 puncte.